Deci de mii pe care... Bună ziua! Da, hai că deja am început cu stângul. Eu am venit pentru interviu de angajare, pentru politician. Păi de asta zic că ai început cu stângul. De ce? Păi ce ai făcut acum de neaur când ai intrat? Ce mi-ai zis? Acum? Bună ziua! Exact! Cu atitudinea asta vrei tu să fii politician? Bună ziua, că nu vă să trăiți cu... Asta e atitudinea? Păi și cum trebuie să fac? Intri, aștept să salut eu și tu doar dai din cap aprobator. Spui, am înțeles, așa în sictir. Dar voi tinerii nu știți cu de-astea, voi știți cu bun simț, cu respect, cu... Ai și bătut la ușă dacă nu mă înșelai? Da, normal, am bătut la ușă, da. Ușile sunt făcute să deschidă pentru tine, niciodată tu nu bați la ușă. El îți deschid pentru că tu ești politician, tu ești cineva, ai înțeles? Da. Dacă sunt la baie și sunt singur acolo și trebuie să intru în cabină, de unde știu dacă e cineva sau nu e, cum fac, bat sau nu bat, intru așa? Ești politician doar la banană, ai înțeles? Da. Pot să stau jos? Ha, e altă greșeală. Regula numărul 1, iarăși. Niciodată nu ceri voie să te așezi. Tot timpul când intri într-o încăperi, ca un cel mai mare scaun cu privirea și cel mai impunător și te așezi pe ăla, ca să știi lumea că tu ești cineva, că tu ai o prestanță, că tu ești ceva. Adică scaunul șefului, nu? Exact, cel mai mare scaun. Bun, atunci dați-vă la o parte că vreau să stau jos. Mișto, 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 îmi place, înveți repede. Dacă mai faci de-astea, te dau afară că ești impertinent. Ai înțeles? Ia loc. Da. M-a dus... Yeah. M-a dus actele. Yeah. Știți? Ia să vedem ce avem aici. Mulțumesc, băiatule, dar tu n-ai uitat niște hârtii aici, că lipsesc niște hârtii din dosarul ăsta. Nu lipsește nimic, am acolo tot. Este scrisoarea de intenție, CV-ul, este teza mea de doctorat. Nu, tate, nu hârtii de alea. Hârtii de alea de care ne place nouă, colorate, frumos plasticate. Un Caragiale, un Eminescu, alea, nu astea. Ce mă interesează pe mine că ai tu hârtii de-astea albe? Ce treaba mea cu hârtiile astea albe? Că nu vezi toată lumea să plânge la televizor că ar din pădurea pentru hârtii? Vrei să dau foc la țară ca să ai tu doctoratul? Zi-mă, care-i copiat? Ce să fie copiat? Da, tu nu ești foarte, ești mai încet așa, ha? Doctoratul, domnule, doctoratul, e copiat sau nu? Nu, cum să fie copiat? Am muncit pentru el ani de zile, jur pe cea mai eu mai sfânt. Dar tu vrei să fii profesor sau politician, mă? Bă, uite la mine. Orice politician care se respectă, așa aș începe cariera, copiați doctoratul. Ca așa, că se vadă lumea că te duce capul, că știi. Ca așa oameni deștepți sunt peste tot, dar ce mă interesează de aia? Oameni ca noi, nu foarte deștepți, dar care îți descurci. Ca așa ești cu politica când faci o mânărie. Nu știu eu cum se iau fondurile, dar l-am pe vârmiu care știi. Și așa facem, jumătate el, jumătate eu, nu comunitatea, dar nu contează. Ca să știu, să știm că putem, ai înțeles? Ca așa oameni deștepți mă duc la librărie, la bibliotecă sau cum dracu se cheamă aia. Acolo mă duc. Pare rău, dar nu este moral să-ți copiezi doctorat. Tu vrei moralitate sau politică? Că nu poți să fie amândouă. De ce nu? Păi explică-mi și mie, mă, cum pot eu să te promovezi pe tine dacă tu ești curat? Eu am crezut că e mai bine dacă sunt curat. E mai bine dacă ești curat, dacă lucrezi la șaormerie. Nu dacă vii aici. Dacă mă duc la 12 noaptea să bag o șaorma, că așa îmi place mie, și tu nu ești curat pe mâine, atunci e o problemă. Dar aici, dacă ești curat, e o problemă mare. Bă, îmi pare rău, dar eu nu înțeleg ce vreți. Cum pot, mă, băiatule, noi, cum putem noi să te promovăm pe tine, să te punem ministru sau prim-ministru sau să fii mare sculă, dacă nu te avem cu ceva la mână? Dacă, că așa ca tine mai sunt 100 de aplicanți, care toți sunt șantajabili și cu aia poți să lucrezi. Că dacă ajung prea mari și uite de unde a plecat, îi sun, bă băiatul, auzi doctoratul, ține minte că îl dau un preț, nu știu, școboară, ai înțeles? Altfel răspund la telefon. Acum am înțeles. Ai înțeles. Bun, înțeleg, doctoratul e al tău, asta e, dar dăm ceva cu care să lucrezi, nu știu, un dosar la DNA, o afacere necurată, ceva, nu știu, pe cazier. Am o amendă de circulație, am luat-o cu 3 ani, am parcat aiurea. Am plătit-o în 48 de ore, să știți, dar am parcat foarte urât. De explică-mi, de ce vrei tu să fii în politică? Pentru că vreau să fac o schimbare. Cum am vrut toți să facem o schimbare? În conturile noastre, din 3-0 ori în 6-0 ori, nu? Nu, eu vreau să fac o schimbare în țara asta. De ce? Pentru că așa nu îmi place cum merge. Nu-ți place cum merge? Dar ce, mă, țara asta e Logan, ca să nu-ți placă ție cum merge? Băiatule, uite la mine, țara merge cum trebuie să meargă, că dacă ar merge bine și ar fi oameni educați, s-ar prinde că stime excroși toți și nu ar mai vota. Păi ce vrei, să n-am eu vin la Snagov ca să meargă țara bine? Nu, eu vreau să fac o schimbare.
Da, păi, sunt de acord cu tine, ți-ar trebui o schimbare, că cu atitudinea asta de băiat cu minte și cu... Nu. O schimbare pentru țara asta. Voi face. Bă, tu ești idiot, tu n-ai auzit ce am zis? Ba da, dar mă încăpățânez și să știți că voi face curățenie în politică. Fix asta e să faci, curățenie în politică. Ai să speli la WC-uri pe aici dacă rămâi cu atitudinea asta. Deci fii atent. Acum, te ridici și mergi să faci o infracțiune ca să poți lucrezi cu tine. Nu știu, dai în cap cuiva, bați un om pe stradă, spargi o mașină, nu mă interesează. Mergi, faci o infracțiune și vin apoi ca să vedem cu ce lucra. Am înțeles, dar nu știu dacă mai vreau să... Dă-i mai drum mai repede, cum ți-am zis eu, hai, mergi mai repede oricum, hai, ia-ți și dosarul și tot, ia-ți doctoratul tău scris de tine, ce să zic, și hai, că și așa trebuie să merg la baie, hai, dă-i drum. Eu lasă că mă duc eu peste el. Ce faci, mă? Intri peste mine în baie? Da. Felicitări, bravo. Ai învățat lecția. Bravo. Acum, dacă tot ești aici, ai picat la țancă. Du-te aduni niște hârtie igienică, că te promovezi. Cine ți-a aducă, mă, ție hârtie igienică? Căcăciosul. Bravo, așa, așa, asta e atitudinea. Bravo, bravo. Mare să ajungi. Tinerii ăștia ce repede cresc. Ciu, ciu, ciu.